Acest nou sistem de alegere reprezintă o schimbare în contradicție cu decizia 682 din 2012, care impune păstrarea sistemelor de vot. Spune domnul ministru Predoiu și spune corect că e un profesionist. Deci știți foarte bine, am citat, măi, ce țipați așa? E citatul din domnul Predoiu. Nu am votat acest... și nu s-a mai dat nici alegerea președinților de către Consilii Județene. N-am votat acest guvern în noiembrie. Știam că domnul Orban, mai mult decât să se înțeleagă cu domnul Iordache, să facă o șosea prin munte de 300 de milioane, nu e în stare. După 3 luni, văd că ați ajuns toți la aceeași concluzie și e o înțelegere să pice acest guvern. Foarte bună înțelegerea, e în regulă. Doar cei de la USR încă nu și-au dat seama, dar o să-și dea și ei seama că există această înțelegere. Din acest motiv, aceste înțelegeri să scape PNL-ul de Orban cu ajutorul PSD-ului sunt problemele dumneavoastră și n-am vrut să ne implicăm în ele. Am spus însă public și din nou citez, ca să fiți calmi. Spune așa domnul Raed Arafat, secretar de stat în Ministerul Sănătății. Nu înțeleg care a fost caracterul de urgență al ordonanței, ca să se ia astfel de decizii peste noapte, fără analiză de impact, fără dezbateri, care vor destabiliza sectorul public de sănătate, fără nicio excepție. Spune cineva care se pricepe mai bine decât mine sau decât domnul Orban. Există o singură explicație. Le era frică că nu trece moțiunea și trebuiau să ne convingă. Pe mine acum, cu această ordonanță, m-au convins, voi vota moțiunea și un singur lucru, dragă Ludovic, să știi că eu m-am operat de picior, n-am fost la o cură de dezalcoolizare, pentru că acelea... Nu, stați un pic! Acelea sunt toate private și acele clinici de dezalcoolizare, de azi începând, le puteți plăti din bani publici. Succes!